Fero, iubim apa. Găsit la o nouă ediție Cine ești tu? Azi stăm de vorbă cu avocatul Tudor Zileriu. Bine v-am găsit, mulțumim că ați acceptat să stați la povești cu noi. Mulțumesc de invitație. Spuneți-mi câteva cuvinte despre dumneavoastră. Proaspăt am împlinit 30 de ani. Mulțumesc. Mulțumesc. Practic avocatura de 7 ani de zile, dacă nu mă înșel. Am trecut și peste perioada de stagiatură. Sunt avocat definitiv din anul 2013, dacă bine rețin. Și sunt specializat pe drept penal. Ca să fiu mai pe înțelesul tuturor, cam tot ceea ce ține de infracțiuni ajunge la mine și numai cu acest gen de dosare mă ocup. Spuneați că ați împlinit recent 30 de ani. Cum ați sărbătorit? E o vârstă semnificativă. Este o vârstă semnificativă și fiind un moment important pentru mine, l-am sărbătorit numai în familie, alături de soția mea și de fiul meu cel mic și împreună cu sora și părinții. Țin foarte mult la familie și consider că momentele importante trebuie gestionate în familie și petrecute în familie când e cazul de distracție. Cum vedeți viața? La 30 de ani sunteți un bărbat împlinit pe toate planurile? Din punctul de vedere al împlinirii profesionale, să spun așa, din punctul meu de vedere, cred că sunt foarte împlinit. Am muncit destul de mult să ajung în poziția de astăzi, dar cred că pe partea profesională mai este de lucru. Avocatura presupune o muncă continuă. Iar în ceea ce privește viața de familie, sunt foarte împlinit. Așa cum am spus mai devreme, am un fiu. Încerc să petrec foarte mult timp cu el. Câți ani are băiatul dumneavoastră? Un an și 7 luni. Să vă trăiască. Mulțumesc frumos. Și din punctul ăsta de vedere consider că mi-am cam făcut datoria, să zic așa. Urmează să mai plantez un pom, sper să găsesc locul potrivit să fac și acest lucru. Dar față de cum priveam viața la 20 de ani, mi se pare că sunt mult înainte față de lucrurile care mi le-am propus. Ce s-a schimbat? Cum erați atunci la 20 de ani? Foarte, foarte visător, specific vârstei, mă rog, din punctul meu de vedere, nu aveam răbdare deloc. Totul trebuia să se întâmple de pe o zi pe alta, iar cu timp am învățat că răbdarea, până la urmă, este un atribut al persoanei mai în vârstă și am învățat să am răbdare. În momentul în care iau o decizie, în momentul în care trebuie să mă apuc să fac un lucru, este important să ai răbdare și să te gândești de foarte multe ori înainte de a lua o decizie care sunt efectele bune sau efectele rele care pot să apară. Dar, repet, la 20 de ani nu aveam răbdare deloc. Cred că asta este chestiunea care, dacă mă gândesc în perspectivă, m-a afecta în toate deciziile pe care le luam. Aveam tot timpul ideea de a se întâmpla totul într-un ritm foarte alert. Și nu se întâmplă așa, că viața îți aduce și greutăți și bucurii, dar într-un ritm în care ți-i impus de altcineva, nu de tine. Vă așteptați ca băiatul dumneavoastră să semene cu mama sau cu tata? A fost o surpriză, pentru că până la nașterea lui nu văzusem niciodată o poză cu străbunicul acestuia din partea soției mele, iar după ce s-a născut am pus mâna pe o poză și mi s-a părut că sunt ca două picături de apă. Ulterior, pe măsură ce a început să crească, mi se pare că a preluat și de la mine și de la soție anumite trăsături. Sper că frumusețea luată de la soție, să spun așa. Dar este în continuă schimbare. Mi se pare că de la o lună la alta apar chestiuni noi și este bine de gestionată în creșterea lui, bine de gestionat și temperamentul. Pentru că de mic încearcă să speculeze. Cred că a luat-o de la tatăl lui această și atitudine. Dacă va fi cazul, când va crește, îndrumat spre profesia de avocat? Este o întrebare foarte, foarte bună, pentru că profesia de avocat aduce foarte multe bucurii, dar aduce și foarte multe lipsuri în ceea ce privește timpul petrecut cu activitățile care nu țin de muncă. Trebuie să-ți gestionezi foarte bine timpul pe care l-ai ca să poți să-i mulțumești pe toți, să mulțumești clienții în primul rând. Și câte ore îți mai rămân pentru familie, pentru prieteni?
Din 24 încerc să-mi rămână cel puțin 5-6 ore pentru familie și prietenii, poate nu-i punem zilnic pe tabelul cu orele, să spunem așa, dar încerc și cu prietenii să am o relație apropiată și până la urmă să ies în oraș, să socializez și să mă deconectez, dacă se poate, de munca pe care o fac. Nu este tot timpul posibil, mai ales în domeniul dreptului penal există și ore târzii la muncă, dar dacă își gestionezi bine timpul, poți să ai și familie, poți să și lucrezi, poți să și faci un sport. Sunt foarte multe lucruri care poți să le faci. Și l-ați îndrumat sau nu pe băiatul dumneavoastră spre profesia asta? L-aș lăsa în primul rând să văd ce inclinație are. Eu am luat decizia de a deveni avocat după terminarea clasei a 12-a. Părinții deja începeau să mă pistoneze la începutul clasei a 12-a. Care este drumul pe care ți-l alegi? Dar până atunci n-a spus nimic? N-a spus ce vreți să faceți? Nu, pentru că nu mă gândisem. Efectiv, în liceu, gândurile mele erau îndreptate spre a împlini cât mai repede vârsta de 18 ani, să obțin carnetul de conducere. Idealurile mele la 16-17 ani era carnetul de conducere. Da. Și vreo fată? Au fost și fete în liceu, ca la orice băiat, prima iubire atunci apare în mod normal. Dar decizia de a deveni avocat am luat-o la finalul clasei a 12-a, dacă bine rețin, cred că atunci a fost. Înainte de BAC? După bacalaureat, mi-am trecut în agenda, să zic așa, opțiunile pe care le aveam. Erau și variante de facultate de construcții sau facultate de științe economice, dar am avut așa niște ședințe eu cu mine și am considerat că avocatura e drumul cel bun. Dar cum ați ajuns la concluzia asta? Mai ales că până atunci nu ați studiat aceste domeniile, nu v-ați gândit serios? Nu aveam cunoștințe foarte aprofundate despre ceea ce înseamnă avocatura, însă am văzut în relația pe care o am cu apropiații faptul că tot timpul am încercat să fiu la mijloc undeva când se iveau anumite diferende. Și această atitudine de mediator, să spunem așa, m-a atras foarte mult, a început să mă atragă tot mai mult, motiv pentru care am început să cochetez cu această idee de a deveni avocat, iar ulterior, intrând la facultatea de drept și începând cursurile de drept penal, s-a deschis lumea către mine în ceea ce privește acest gen de ramură de viața personală. Ați reușit aproape întotdeauna să mediați conflictele și apelau cei dragi la dumneavoastră. În ultimul timp au început să apeleze, dar cred că a venit toată cu vârsta și cu dobândirea unui grad mai ridicat de înțelepciune față de acum 6-7 ani. Nu înseamnă că la 30 de ani poți să emiți păreri absolute. Niciodată nimeni nu poate să vă emită păreri absolute, din punctul meu de vedere. Credeți într-un adevăr absolut? Asta este, din nou, o întrebare foarte bună. Eu lucru foarte mult cu adevărul judiciar, să spunem așa. Adevărul judiciar, deși pare un paradox, este diferit sau poate să fie diferit față de adevărul absolut. În instanță și în dosarele penale se lucrează cu probele care au fost administrate pentru a se dovedi sau nu acuzația și acela este adevărul judiciar. Pot exista foarte multe situații în care anumite lucruri să nu poată să fie dovedite și evident adevărul să fie altul. Dar cade în sarcina judecătorului să decide dacă s-a ajuns la un adevăr sau nu. Până la urmă, asta este și unul din principiile fundamentale ale procesului penal, aflarea adevărului. Niciodată nu cred că cineva va putea susține că deține adevărul absolut. S-au scris, din câte știu eu, foarte multe cărți pe tema asta și este greu de ajuns la un adevăr absolut, indiferent de problema pe care o abordezi. Anumite grupuri, să spunem, religioase sau susțin că au adevărul absolut. Dumneavoastră, sunteți o persoană religioasă? Eu, recent, cartea pe care am început să o citesc abordează această chestiune a religiei. Este scrisă de un cardinal de la Vatican. Încă nu am terminat-o. Cartea se numește Întrebări despre credință. Și nu este o carte pur teologică, dar este o carte foarte bine scrisă din cauza că abordează fenomenul acesta al religiei prin prisma mai multor, să spunem așa, abordări, în sensul că încearcă să dea explicații și științifice, dar și religioase, la anumite întrebări care se nasc în capul unui om. Primul exemplu care îmi vine în minte este cel referitor la modul în care ne învață Dumnezeu să abordăm relațiile interumane, respectiv să nu agresăm alte persoane, să nu facem rău.
Totodată, cel care pune întrebarea în carte face referire la pasaje religioase din Vechiul Testament, unde se spune, luați sabia dreptății și acționați. Ori aceste lucruri intră în vădită contradicție până la urmă cu ceea ce se cere astăzi prin norma religioasă, dar, repet, este o carte foarte bună și ar trebui citită și de un ateu și de un... Și ați găsit și dumneavoastră răspunsuri la anumite întrebări, citind-o? La o parte din întrebări am găsit niște răspunsuri, mai am de terminat cartea să văd dacă mă lămurește până la urmă pe deplin, dar ca să răspund direct la întrebare, sunt o persoană religioasă, cred că este o ființă sau o forță care ne ghidează și nu cred că suntem singuri ajunși aici pe pământ și facem ce credem. Obișnuiți și să spuneți rugăciuni, să mergeți la biserică? Merg la biserică, dar nu în zilele de sărbătoare. Nu aș vrea să mint să spun că mă duc foarte des, dar încerc să ajung de câteva ori pe an și mă rog în momentele grele. Cred că foarte multe persoane se roagă în momentele grele. Îl vedeți pe Dumnezeu ca pe un judecător? Unii spun că e judecător, alții că îi dau altă... folosesc un alt adjectiv. Eu cred că Dumnezeu ne lasă liberi să alegem până la urmă ceea ce vrem să facem. Dar la final va avea loc o judecată. Nu am citit Biblia cap-coadă și nu aș vrea să intru foarte mult pe acest teren. Dar cu siguranță cineva la final va trage linie asupra ceea ce am făcut. Care e cel mai important sau interesant moment pentru dumneavoastră din sala de judecată? Toate momentele sunt interesante pentru că în dreptul penal există tensiune de obicei. Tensiunea vine atât din partea procurorilor, cât și din partea apărării. Procurorii vor încerca să susțină acuzarea, evident pe căi legale, apărarea va încerca să demonteze argumentele procurorilor. Tensiunea există și există mai ales când sunt cauze cu arestați. Ori, din momentul în care pășești în sala de judecată, trebuie să îți eliberezi gândurile, singurele chestiuni care trebuie să-ți vină minte sunt cele legate de dosar și să încerci să-ți faci treaba cât mai bine. Până la urmă trebuie să încerci să dai totul din tine ca să faci o apărare cât mai eficientă. Tot timpul încerc să le spun prietenilor care nu lucrează în acest domeniu că avocatul nu este magician. Avocatul este până la urmă o persoană care veghează la respectarea unor drepturi. Dreptul la apărare este un drept esențial în procesul penal și până la urmă munca avocatului se învârte în jurul acestui drept, dreptul la apărare, care are mai multe forme și poate fi exercitat cu bună credință sau cu rea credință. Mi s-a solicitat în foarte multe dosare să fac o apărare care nu era, să spunem, cea mai ortodoxă. A fost momentul în care... Preferiți? În sensul de a bombarda, să spunem așa, procurorii sau judecătorii cu cereri, unele întemeiate, altele nu, în speranța de a obține amânarea dosarului sau în speranța de a încărca foarte mult instanța, sperând că judecătorul va face o greșeală. Nu sunt de acord cu abordarea aceasta, pentru că, până la urmă, trebuie să arăți respect judecătorului. Arătând respect în actul de apărare, te va respecta și instanța și va fi mult mai deschisă în momentul în care soliciți ceva. Dar acest lucru este greu de obținut, pentru că nu pot să captezi atenția unui om, respectiv a unui judecător, în 3 minute cât durează cauza ta. Cu timpul, în momentul în care apare de cât mai multe ori în fața judecătorilor și văd că în general nu bați câmpii când le soliciți anumite lucruri, încep să te lase. Să-ți expui punctul de vedere, să le aduci argumente și să te lase până la urmă să-ți faci treaba. Aveți și vreo amintire, vreo întâmplare mai interesantă, poate și amuzantă din sala de judecată? Amuzantă pentru mine este în continuare. Nu știu cum se va părea această întâmplare telespectatorilor, dar țin minte că acum 3 ani aveam o cauză fixată la Curtea de Apel Târgu Mureș la ora 10. Intrasem la 10 fix în sală. Chiar atunci se făcea apelul cauzei. Eu trebuia să spun prezent sau lipsă sau să spun pe cine apăr și din cauza că am ajuns la fix, nu am apucat să-mi iau roba pe mine. Ori, fiind și vară, a trebuit să las sacoul de pe mine, să pun roba pe mine, în momentul în care judecătorul m-a întrerupt și mi-a spus, domnul avocat, ce faceți? M-am blocat, acum mă pregătesc să susțin cauza. Și m-a invitat să ies afară din sala de judecată, spunându-mi că sala de judecată nu este garderobă. Inițial m-am supărat, dar am ieșit afară, am respectat până la urmă
cerința instanței și după ce s-a terminat cauza, venind pe drum la Cluj, m-am gândit până la urmă că abordarea mea nu a fost una corectă. Actul de justiție, printre altele, presupune și o solemnitate și judecata și sala de judecată trebuie să fie, să spunem așa, o arenă curată. Trebuie să respectate anumite reguli de bun simț și eu am greșit la acel moment, dar astăzi, de exemplu, când am fost în fața la Curtea de Apel Alba Iulia, mi-am luat roba pe înainte de intrarea în sală, deci acel moment m-a marcat. N-am mai repetat greșeală. Acea greșeală, deși poate alți judecători nu acordă atenție. Problemă, da. Dar a fost întemeiată poziția acelui judecător din punctul meu de vedere și am ținut minte. Deci în sala de judecată este bine să ai o atitudine de respect. Pentru că oferi respect, vei primi respect. Cum arată o zi obișnuită din viața dumneavoastră? De obicei mă trezesc undeva în jur ore 6 sau 7. Este o trezire împotriva voinței mele, pentru că fiul meu deja umblă prin casă și din cauza că doarme într-o cameră separată de mine, se trezește dimineața, fuge din pat de lângă soția mea și apare la patul meu, alternativ cu un cățel de pluș sau cu o mașinuță, și mă trezește și îmi solicită atenția. Dar de obicei până la ora 7 sunt treaz, după care urmează, spunem așa, ritualul de dimineață pe care mi l-am împământenit, să spunem așa, bărberit, luat costumul pe mine și ajuns la birou. De obicei până la ora 8 îs la birou. Săriți peste cafea. Cafea o beau la birou, pentru că sunt și fumător și nu doresc să fumez în casă sau pe balcon, motiv pentru care îmi permit luxul, să spunem așa, de a fuma în birou. Și după ce termin cafeaua, deschid agenda să văd care e calea în acea zi. În ultimul timp a fost zile în care n-am apucat să beau cafeaua pentru că a trebuit să merg direct la Palatul de Justiție. Am avut cauze fixate la 8:30 sau la ora 9 și datorită traficului, după 1 octombrie, a trebuit să ajung direct la Palatul de Justiție. Că pomeneați și de trafic, care e mijlocul dumneavoastră preferat de transport? Mi-ar plăcea să mă teleportez, dar nu se poate. umblu cu mașina, fac un număr infernal de, sau parcurg un număr infernal de kilometri pe an, dar dacă aș locui lângă instanță, cred că aș abandona total ideea de a conduce și aș umbla pe jos. Din păcate, cauzele pe care le am necesită și deplasări în afara orașului, motiv pentru care sunt la volan destul de mult timp. Și în concedii preferați să mergeți cu avionul sau cu mașina? Anul ăsta am fost în luna iunie în concediu cu mașina până în Grecia și după ce am ajuns înapoi în Cluj, mi-am spus soției mele că trebuie să ne regândim asupra modalității de transport și în luna august am mai avut un concediu în care am mers cu avionul și cred că pentru o perioadă lungă de timp va fi numai avionul, că drumurile sunt foarte obositoare, mai ales în România unde nu există infrastructură. Da. Și care, în timpul care vă mai rămâne, timpul liber, care e pasiunea dumneavoastră sau hobby-ul? Îmi place să ascult muzică, îmi place să citesc, mai ies în parc cu fiul meu, dar avocatura, fiind o profesie care îți permite să vorbești foarte mult sau care este necesar să vorbești foarte mult, tind să supra-socializez. În sensul că tot încercând să-mi organizez agenda, să mă pot întâlni cu mai multe persoane, sunt momente în care prietenii cu care de obicei ies în oraș nu sunt neglijați și atunci încerc rămân în fiecare pe locul zi. 2. Rămân pe locul 2 și încerc în fiecare zi să mă tenesc cu cineva, să schimb două vorbe. Și din cauza asta, cred că este important până la urmă să încerci să te împaci și să împaci pe toată lumea. Ca hobby principal l-aș pune cititul și mai fac și sport. Am avut o perioadă anul trecut în care jucam basket, mi-am regăsit, să spunem așa, bucuria din liceu. Ați jucat în echipa școlii? Am jucat în echipa școlii, am și fondat echipa școlii pentru că întâmplarea a făcut să facă liceu pedagogic, secția de matematică. Și eram o singură clasă. A fost alegerea dumneavoastră? Da, a fost alegerea mea. Am vrut profil real. Dar eram singura clasă de matematică informatică și eram singura clasă în care existau băieți, pentru că în rest erau numai fete, domnișoare, se pregăteau să devină educatori sau învățători. Și cum era să fiți printre puțini? Greu. Dar
după ce am ajuns în clasa 9, am văzut că nu există echipa școlii la fotbal, nu există echipa școlii la basket, motiv pentru care am făcut demersuri serioase împreună cu profesorul de educație fizică și am fondat așa zise două echipe. Eu m-am ocupat mai mult de partea de basket, că acesta a fost pasiunea mea. Jucau și fetele sau veneau la să facă galerie? Fetele veneau la galerie, dar numai băieții jucam. Și după aceea ați întrerupt, n-ați mai practicat basketul, doar din când în când cu prietenii? Da, după aceea am avut o perioadă în care m-am întors la o altă activitate sportivă apropiată mie, respectiv în notul. Când eram mic am făcut în not și în perioada facultății pot să spun că mai mult am înotat decât am jucat basket. Acum, iarăși am început să mă gândesc zilele trecute la necesitatea de a face mișcare și din cauza că în prezent nu mai am cu cine să joc basket, cred că mă voi reapuca de notat, să spunem așa. Mă simt foarte bine în bazin, este un loc unde mă eliberez complet de gânduri și, la urmă, din câte am înțeles, este printre cele mai sănătoase sporturi. Mai țineți legătura și cu prietenii din liceu? Da, anul trecut mi-aduc aminte de o întâmplare, să spunem așa, hazlie. În data de 2 septembrie am fost naș la un coleg de liceu, șeful clasei, că tot veni vorba, și urmând să intru la starea civilă, la ofițerul de stare civilă în Parcul Central, mai aveam vreo 2 minute până urma să ne strige, mi-am scos telefonul din buzunar să-l pun pe modul silențios și am văzut că suna, aveam apeluri pierdute la un număr de telefon. Nu era un număr salvat, m-am gândit că s-a întâmplat ceva. În cele 2 minute am luat decizia de a totuși suna înapoi acea persoană și era aparținătorul unui client care avea o percheziție în desfășurare. Am fost solicitat și am explicat cât s-a putut de omenește, posibil că n-am cum să fiu prezent acolo și am trimis un coleg. Cei de la Direcția Generală Anticorupție au demarat niște proceduri în ziua de sâmbătă și persoana aceea avea nevoie de un avocat. Dar țin legătura cu colegii vechi sau cu colegii din liceu. Mai am încă un prieten cu care în ultimele 7 concedii petrecute, 5 cred că au fost alături de el. Încerc să țin și legătura cu o parte din colegii, sau cel puțin cu colegii cu care m-am înțeles mai bine. Anul ăsta am avut chiar întâlnirea de 11 ani, pentru că nu ne-am putut organiza nici cum anul trecut și am făcut întâlnirea de 11 ani și m-am bucurat să revăd colegii. Ați fost singurul avocat al clasei? Da. Singurul care s-a făcut avocat? Singurul care s-a făcut avocat. Și primul avocat din familie, nu prea... Dintre colegii și prietenii pe care am, sunt singurul avocat, separat de foștii colegi de facultate care, evident, au urmat o profesie juridică. Sunt curioasă, v-au pus prietenii vreo poreclă sau un liceu aviați? Porecla pe care a avut-o toată generația de bărbați zileriu a fost Zile și tatăl meu, verișorul meu mai mare, eu în liceu și în facultate, toată lumea spunea Zile, prescultarea de la numele de familie Zileriu. Dar momentan nu știu cum îmi zice cineva așa. Poate foști colegi cu care mă întâlnesc. Gustați glumele cu avocați, vă plac? Îmi plac glumele cu avocați, citesc zilnic, dacă nu mă înșel, cred că zilnic citesc glume cu avocați sau cu procurori, cu judecători. Asta, ca să vă destindeți. Da, e interesant că citiți. În momentul în care îmi încep ziua la cafea, mi-a făcut un ritual, să spunem așa. Fostul meu maestru era foarte, și e foarte mare amator de presă scrisă. Lucrând cu el în birou foarte mult timp, dimineața la cafea îl observam că el citește presă scrisă, eu eram cu mediul online și ne completam unul altul informațiile, să zic așa. Dar eu am rămas cu presa online și dimineața, când îmi beau cafeaua, citesc și bancuri și presa. Bancul preferat cu avocați? Bancul preferat cu avocați. Nu știu să reproduc din cap, dar la un moment dat ideea este că un avocat de drept penal este solicitat de o persoană pentru a o apăra. Avocatul întreabă acea persoană dacă își permite să-l angajeze și... acea persoană spune că da, are două cutii cu bijuterii și avocatul spune da, pare suficient, dar care este problema noastră? Cele două cutii cu bijuterii pe care le-am furat. Deci este așa un paradox și de la acest banc să știți că mi-am pus de foarte multe ori problema a modalității în care sunt plătit de către unii clienți pentru că li se impută anumite infracțiuni din care au generat niște profituri. Așa.
Și ajung la un moment dat să mă întreb dacă cumva din acel profit ajung să fiu și eu plătit. Și încerc să fiu atent la aceste chestiuni, pentru că se pot deschide niște uși destul de urâte. Și se pot afla aceste lucruri? Le aflați în cadrul discuțiilor oarecum? Da, dar ca și regulă de bază, să spunem așa, nu cred că am întrebat niciun client dacă este vinovat sau nu. Până la urmă, nu este un impediment în a aborda un dosar dacă știi că clientul acela a comis o infracțiune. Lucrezi până la urmă cu probele care sunt la dosar și încerci să îndrumi organele de urmărire penală și judecătorii către soluția corectă, până la urmă. Ați avut sau aveți și dileme etice, situații pe care n-ați știut cum să le abordați sau cum să le rezolvați? Cum o să vă fac o scurtă introducere înainte să dau un răspuns ca să înțelegeți de ce... Care ar fi dilemele etice ale avocaților? De ce s-a născut o dilemă etică? Persoanele care dobândesc calitatea de avocat la începutul profesiei au o perioadă de stagiatură. În cursul acelei perioade de 2 ani, Serviciul de Asistență Judiciară din cadrul Baroului Cluj trimite avocații stagiari la cauzele unde este necesară apărarea sau apărarea este obligatorie și acei avocați de obicei nu pot refuza reprezentarea unei persoane din oficiu. Indiferent ce fapt ar fi comis? Indiferent de ce fapt ar fi comis. În general, regula nescrisă este că la infracțiunile sexuale nu se trimit colegele, se trimit băieții. Și țin minte că în momentul în care am fost, cred că pe finalul stagiaturii, încă fiind pe lista de apărători din oficiu, am fost solicitat de către coordonatorul echipei să facă apărarea unei persoane care și-a abuzat fetița, unui tată care și-a abuzat sexual fetița. Evident, a violat-o. Asta este termenul. Și evident că în mine s-au născut niște emoții. Prima întrebare a fost de ce eu. Dar câți ani avea fetița? 12 sau 13 ani. Groznic. Dosarul fusese refuzat de către o colegă, pe bună dreptate, și nu am avut ce să fac decât să las orice prejudecată la o parte, să fac apărare. Pentru că, până la urmă, avocatul, și mai ales avocatul din oficiu, trebuie să facă apărare, pentru că acea persoană, din foarte multe considerente, nu își permite un avocat sau nu știe un avocat sau nu are aparținător care să caute un avocat și trebuie să lași totul la o parte să faci apărare. Totuși, ce explicație a dat și ce ați obținut până la urmă pentru el? Din câte mi-amintesc, mai ales că dosarul este definitiv, pot să și vorbesc de el, explicația tatălui a fost că nu a încercat să o agreseze pe fetiță, nu a încercat să o forțeze să facă anumite lucruri. Dar de ce ar fi făcut una ca asta? Adică n-a dat... Dar la ultimul cuvânt al persoanei acuzate, în momentul în care i-a acordat judecătorul ultimul cuvânt, explicațiile nu au avut un început și un sfârșit. Deci s-a bâlbâit, nu a reușit să explice foarte multe lucruri. M-am bucurat pentru mine, pentru munca pe care am făcut-o, în sensul că pedeapsa pe care am reușit să-i obțin acele persoane a fost minimul prevăzut de legea penală și a fost totuși o realizare, mai ales că nu a fost vorba de o procedură a recunoașterii, această infracțiune este una deosebit de gravă și m-am bucurat pentru soluția obținută, separat de faptul că acea persoană urma să facă 5 ani de închisoare. Și după aceea putea și să recidiveze. Exact. Din câte am înțeles, inculpatul nu a fost mulțumit și nu a fost mulțumit nici Ministerul Public, respectiv procurorii, și au declarat cale de atac. Finalizat dosarul cu 7 ani pedeapsă, dacă bine rețin minte, în orice caz știu că s-a mărit pedeapsa aplicată. Există situații foarte multe pe care le întâlnești, mai ales în avocatura de penal, situații pe care trebuie să le gestionezi. Și ați mai întâlnit cazuri atât de sensibile și ați fost nevoit să le refuzați după ce ați... În general, nu îmi place să iau dosare care implică infracțiuni de violență. Cred că actul de a lovi pe altcineva este... Nu are niciun alibi, nicio scuză. Nu are, deci nu văd niciun motiv real pentru care o persoană sau are o justificare să se apuce să bateme o altă persoană. Poți să încerci să vorbești cu dânsa, poți să încerci să apelezi la un avocat dacă cumva consider că ți s-a făcut o nedreptate, dar... Instinctul acesta primar de a lovi pe cineva trebuie oprit și, în general, nu iau dosare cu violență. Oricum, în ultimul timp, solicitările foarte multe au venit pe linia infracțiunilor referitoare la droguri, la substanțe aflate sub control național și, efectiv... E deja o problemă stringentă. Este Cluj. O problemă destul de mare și la nivelul Clujului și la nivelul țării.
a crescut foarte mult numărul de consumatori. Pe de altă parte, matematica, eu sunt de părere că nu minte. Cu cât trăiești într-o comunitate cu mai mulți oameni, cu atât este mai ridicat numărul de infracțiuni. Pare ciudat, însă, evident, numărul de persoane care au o posibilitate de a încălca legea este mult mai ridicat în situația în care vorbim de un oraș cu o populație de 1 milion de locuitori sau de 100.000 de locuitori. Și la nivelul Clujului există o problemă, instanțele încearcă să o rezolve, dar deocamdată nu consider că se văd efecte reale. Dumneavoastră, ce soluție ați găsi? Eu pot să vă spun ce am simțit eu în momentul în care am intrat în această lume sau am început să am cunoștințe despre această lume a drogurilor. Respectiv, țin minte că în clasa 9 sau a 10-a, la oră de dirigenție, a venit un grup de tineri de la un ONG care lupta împotriva consumului de droguri și a început să ne arate imagini cu persoane consumatoare, dar era vorba de droguri de mare risc, respectiv de heroină. Au fost imagini cu impact emoțional, să spunem așa, și ne-au deschis ochii. Din câte cunosc, sau la noi în liceu nu s-a pus niciodată problema de a consuma droguri. Deci campaniile antidrog totuși au efect. Campaniile antidrog au efect și m-aș bucura foarte mult să văd o implicare din partea autorităților în ceea ce privește prevenirea consumului. Respectiv să meargă în școli și inclusiv în perioada de gimnaziu. Să explice copiilor și adolescenților care sunt efectele, ceea ce pot păți din punct de vedere penal. Vă spun sincer că văd foarte multe persoane la DICOT, pentru că dânsii sunt procurorii care se ocupă cu genul ăsta de infracțiuni. Sunt persoane care efectiv nu își imaginează că pot să fie trase la răspundere penală pentru că au fumat o țigară cu marihuana. Pentru că ei au citit pe internet, că nu pățești nimic. Abordarea este total greșită și Centrul Național Antidrog și Agenția Națională Antidrog din Cluj face eforturi supraumenești să încerce să ajute persoanele care calcă pe această lume. Dar ce părere aveți despre legalizarea unor droguri? Ați fi de acord să se legalizeze unele? Din punctul meu de vedere, societatea din România nu este pregătită pentru astfel de substanțe, în sens de a se putea achiziționa de la colțul blocului. Există foarte multe alte carențe în România sau foarte multe alte lucruri care ar trebui rezolvate de către autorități înainte de a ne gândi dacă este bine sau nu să legalizăm anumite substanțe. Evident, datorită faptului că s-au deschis granițele, tinerii și toate persoanele până la urmă circulă foarte mult în străinătate, inclusiv în țări mult mai libertine din acest punct de vedere și mai ales dacă stau foarte mult în acele țări, în momentul în care vin înapoi în România, doresc să consume în continuare. Ceea ce mă refer la cannabis și la marihuana, pentru că este un drog care în anumite țări este tolerat. Încerc să le explic foarte mult clienților, în special clienților tineri, că nu este legal nici în Spania, nici în Olanda, vestita Olanda, să consumi sau să faci trafic cu astfel de substanțe. Una este să fie tolerat consumul și alta este să fie legal. Există infracțiuni și în Olanda și în Spania referitoare la regimul drogurilor. Apropo de alte țări, cum vedeți sistemul de justiție de la noi versus sistemul lor de justiție? Mă gândesc că ați călătorit în mai multe țări din Europa. Sistemul nostru de justiție este pliat pe necesitățile societății românești, să spun așa. La modă, din păcate, din punctul meu de vedere, este a aborda justiția, mai ales justiția penală. Vedem foarte multe articole, vedem știrile care apar zilnic referitoare la sistemul penal, sistemul de drept penal din România și foarte multe persoane invitate care emit păreri. Într-adevăr, persoanele care sunt implicate direct în dreptul penal au nemulțumiri, mă refer aici și la judecători, și la procurori, și la avocați, au nemulțumiri în ceea ce privește noile coduri penale, pachetul de cod penal și cod procedură penală intrat în vigoare la 1 februarie 2014, pentru că la ulterior intrări în vigoare au început să apară probleme generate de practică, probleme care nu își găseau rezolvare în lege. Și de aceea o bună parte din specialiștii în penal și practicanții dreptului penal au susținut că vechiurile coduri erau mai bune, din anumite puncte de vedere. Din punctul meu de vedere, nu există legislație perfectă, dar este necesar să fie tot timpul într-o continuă schimbare,
dar prin raportare la necesitățile societății din unde urmează să fie aplicată. Nu cred că poți să aplici sau să extragi un articol de lege dintr-o țară sau din America, să-l transpui în România cuvânt cu cuvânt și să speri că are aceleași efecte. Nu văd cum ar fi posibilă o astfel de chestiune. Deci ar trebui schimbată mentalitatea societății sau anumite lucruri. Ajungem la ceea ce discutam mai devreme, respectiv la educația care, sau ceea ce ar trebui să se întâmple în România din punct de vedere al prevenirii consumului de droguri. Totodată cred că ar fi foarte util ca tinerii să beneficieze de niște cursuri sau de pregătire și în ceea ce privește drepturile lor și obligațiile pe care le au. Niciodată drepturile nu vin fără obligații. Știu că la nivelul județului Cluj au fost câteva proiecte, inclusiv judecători din cadrul secției penale de la Cluj s-au implicat și au chemat tineri în sălile de judecată pentru a le arăta cum se desfășoară o ședință sau au mers la ore de dirigenție sau acest gen de ore în încercarea de a le explica mici noțiuni de drept. Cred că este foarte util să încerci să previi un lucru decât să încerci să-l repari. În dreptul penal se merge foarte mult pe reparare, pentru că există anumite chestiuni care pot să apară, respectiv am bătut o persoană, trebuie reparat acel prejudiciu estetic, moral și așa mai departe, am furat un bun, trebuie să-l dau înapoi, etc. De aceea cred că dacă s-ar pune mai mult accent pe prevenire și pe învățarea populației în ceea ce privește drepturile și obligațiile pe care au, am putea aborda mult mai ușor în sala de judecată foarte multe chestiuni. Sau poate nici nu s-ar ajunge în sala de judecată. Și s-ar reduce și recidiva? S-ar reduce cu siguranță. Sau, mă rog, ăsta este crezul meu. Nu vreau să emit adevăruri absolute, dar cu cât o populație este mai civilizată sau mai bine învățată, cu atât scade riscul de criminalitate. Aveți vreun motto sau vreun sfat primit de la cineva după care vă ghidați? Da, am un motto pe care l-am preluat parțial de la fostul meu maestru. Este și, din câte cunosc, este și motto Case Regale din România, Nihil Sine Deo, nimic fără Dumnezeu, plus un vechi principiu de drept penal, in dubio pro reo. Dubio este în favoarea persoanei acuzate. Încerc să mă ghidez după aceste două principii în munca pe care o fac. Și se pot combina? Le echilibrați? Se pot combina, pentru că apărarea trebuie să fie făcută cu bună credință. În momentul în care faci apărare cu bună credință, ai toate șansele să obții un succes. Dacă ar fi să ne spuneți în două, trei cuvinte ce înseamnă dreptul pentru dumneavoastră și cum v-a schimbat viața? M-a făcut să înțeleg că există un număr foarte mare de persoane care au o viață diferită față de cea a oamenilor obișnuiți. În domeniul dreptului penal întâlnești un număr considerabil de oameni care, din N motive, ajung în contact cu legea penală. Unele persoane pot să spun că au filon infracțional, în sensul că nu consideră că ar trebui să răspundă în fața legii și că pot să facă ce vor. Există alte persoane care ajung în fața legii sau să răspundă în fața legii și sunt mai șocate decât ar trebui. Am întâlnit și acest gen de cazuri. Respectiv, am pe rol un dosar cu un client care a suferit o codere nervoasă. Deci ni se pare capătul lumii că a ajuns la tribunal. Da, și într-un fel, pe bună dreptate, pentru că este acuzat de o infracțiune din culpă, a fost un accident rutier. Dar așa de mare a fost impactul emoțional asupra lui și din cauza că procedurile durează în România, că de 4 ani de zile tot încercă să ajungem la un consens, dânsul a clăcat și a fost nevoie de o intervenție din partea psihiatrilor. Deci, și dumneavoastră, cum gestionați stresul și încărcătura asta emoțională? Cum reușiți să vă detașați? Nu știu dacă pot să mă detașez în întregime. Mai am discuții cu soția mea pe acest subiect. Există tensiune foarte mare și trebuie abordată prin mai multe planuri. Un prim plan este ca să încerci ca avocat, în momentul în care pui piciorul în prag în casă, să lași roba în mașină, să spunem, sau în birou, și să încerci să te gândești la chestiunile care îți apar acasă. Mulți colegi știu că practică sport și încearcă să consume foarte multă energie la sport pentru a ajunge epuizați, cred că, seara acasă și a nu se mai gândi la acest gen de lucruri. Și cealaltă categorie care probabil au un mix între aceste chestiuni. Încearcă în mod constant să se gândească la cum trebuie abordată o problemă și să nu genereze stres.
fac sport, au hobby-uri, dar, cum spuneam, este greu să le împaci pe toate. Care e ținuta dumneavoastră preferată? Nu știu dacă am o ținută preferată, dar am încercat de luni până vineri să port costum. Cu cravată? Cu cravată, dar, spre rușinea mea, anul acesta un pic am fost mai delăsător și nu am purtat zilnic cravată. Dar, în general, de luni până vineri sunt la costum, mai ales că a fost un an destul de aglomerat din punct de vedere al cauzelor și zilnic sunt în instanță. Și consider că trebuie să areți o modalitate prin care areți respect judecătorului, este modul în care apare în fața lui. Scuzați-mă că vă întrerup, chiar râdeam între noi colegii, mai ales cu cei cu care colaboram, ne mai trimiteam poze din instanțele naționale și un coleg la Brăila, de fiecare dată când ajunge acolo, trimite o poză cu așa nu în instanță, respectiv mai eu, șlapi și pantaloni scurți. Este un afiș foarte mare pus acolo. Țin minte că anul trecut parcă a fost inclusiv un avocat amendat pentru că a mers în pantaloni scurți și în pantof sport din sudul țării, dacă nu mă înșel. Deci, de luni până vineri încerc să fiu la costum, de obicei sunt la costum și în weekend sunt în extrema... În weekend sunt în extrema cealaltă, respectiv încerc să port haine cât mai comode. Training. Câte cravate aveți în garderobul? Nu pot să vă dau un număr exact, dar cred că sunt peste 30. La un moment dat, mai ales dimineața, am probleme în a le asorta, încerc și ajutorul soției. Dar, și ea vă cumpără cravatele. Îmi cumpără și ea și ceea ce e hilar, să spunem așa, în momentul în care ești avocat sau în momentul în care ai o ocupație unde porți costum, toți prietenii îți aduc cravate. Deci la zile de naștere, știți, întotdeauna Crăciun, ce veți primi. Unul dintre prietenii îți va aduce o cravată sau o cămașă. Deci niciodată nu vei rămâne în minus. Asta ar putea fi și o glumă ca avocat. Da, dacă se poate crea. Aveți și anumite frici sau temeri? Ce ați face dacă nu v-ar fi frică deloc? Păi, un sport extrem, de exemplu? În primul rând, marea frică a unui avocat, indiferent că lucră în domeniul dreptului penal sau în domeniul dreptului civil, este să nu rateze un termen de declararea unei căi de atac. E panica maximă și orice avocat pe care îl vei trezi din somn noaptea îți va răspunde că asta e cea mai mare frică a lui. Pentru că poate să genereze foarte multe lucruri. Acum, pe de altă parte, în ceea ce privește frica de rând, mi-e frică de viteză împreunată cu înălțimea. Deci nu știu dacă aș putea să sar dintr-un avion cu parașuta. Pe de altă parte, nu văd sensul de ce ai sărit dintr-un avion care funcționează. Acum, dacă e un avion care se prăbușește, aș înțelege de ce ar trebui să sari din el. Dar dintr-un avion care funcționează, să pur și simplu să sari pe geam, nu văd pentru sensul. Adrenalina, emoția momentului. Da, găsesc justificare în asta. Sunt foarte multe sporturi extreme, dar mai râdeam cu colegii avocați că poate fi considerat și un sport extrem mers în sala de judecată, pentru că nivelul de adrenalină este ridicat. Și îl simțim asta toți cei care intrăm în sala de judecată. Pentru că sunt ședințe câteodată tensionate și dacă faci o apărare mai agresivă, ajungi și la limita unei amenzi. Vi s-a întâmplat? Încă nu, dar mi s-a atras atenția de multe ori că sunt la limita unei amenzi. Cu siguranță va veni. Cu siguranță va veni pentru că am doar 30 de ani, până la 65 de ani mai este mult. Dacă ați avea șansa, ați accepta să fiți ministrul justiției? Nu, în niciun caz. Îi răspuns foarte ferm. În momentul în care ești în vârful piramidei, să spunem așa, ai foarte multe responsabilități și chiar dacă pare că nu dai socoteală cuiva, dai, până la urmă. Dai celorlalți miniștri, dai populației și nu știu dacă aș putea fi persoana potrivită pentru a fi ministrul justiției. Este o sarcină colosală, din punctul meu de vedere. Și nu cred că sau oricum sunt mult prea tânăr pentru a accepta un astfel de post. Ce înseamnă fericirea pentru dumneavoastră? Cum o definiți? Fericirea pentru mine e foarte diferită în funcție de momentul în care mă aflu. Am momente în care urlu în birou când primesc o soluție favorabilă. Și când a fost ultima dată, ultimul moment? Acum 2 săptămâni. Dar am și alt gen de fericiri, să spunem așa. Îs fericit sau m-am amuzat foarte tare de fiul meu, pentru că deja începând să umble
este mult mai... Nu mi-a spus cum îl cheamă. Tudor. Tudor Ștefan. Dumneavoastră i-ați ales numele. Da, aici am fost puțin mai impulsiv, să zic așa, și am rugat soția că în cazul în care primul născut este băiat, să pot să-i pun eu numele. Și numele a fost Tudor Ștefan. Tudor după mine și Ștefan după străbunicul lui, de care am zis că, cu care am zis că seamănă. Deci, fericirea pentru mine e o noțiune foarte dinamică. Pot să fiu fericit, de exemplu, și dacă merg cu cortul, cu anumiți prieteni și stăm în jurul focului. Pot să fiu fericit și dacă îs la un hotel pe malul mării, îs fericit dacă sunt sala judecată. Asta este un lucru care mi-aduce fericire. Pare un paradox, pentru că îmi creează și tensiune în același timp, dar sunt fericit când sunt sala de judecată, pentru că mă simt în argul meu. Simțiți că e vocația noastră și asta trebuie să faceți. Da. Dacă mă veți trezi în somn acum sau peste 5 ani sau acum 5 ani, asta simt că m-am născut să fac. Cred că mi se potrivește și până acum cred că am dat randament. Și mă bucur pentru acest lucru. Nu cred că sunt foarte mulți, din păcate, oamenii care se trezesc cu zâmbetul pe buze dimineața și fac un lucru care să le placă, cu adevărat. Chiar și lunea vă treziți cu zâmbetul pe buze? Chiar și lunea și marțea. Deși pare un paradox, lunea mă trezesc cu zâmbetul pe buze pentru că în weekend apuc să mă odihnesc mai mult decât în timpul săptămânii și atunci vin cu energie lunea la birou. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Și eu. Vă mai așteptăm cu drag și cu altă ocazie. Și eu. Doamnelor și domnilor, mulțumim pentru atenție, rămâneți cu NCN! Iubim apa.